Ploile din ultimele săptămâni au umplut pădurile și câmpurile cu ciuperci, iar oamenii au și mers să le culeagă. Riscul este foarte mare, ne amintesc medicii, chiar și pentru cei care cred că pot face diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare, deoarece acestea pot suferi mutații. De la începutul acestui an, 4 oameni s-au intoxicat cu ciuperci, inclusiv un copil. Specialiștii recomandă evitarea consumului de ciuperci culese la întâmplare, deoarece pot fi periculoase pentru sănătatea omului. Ciupercile care nu le cunoașteți sau care vă provoacă suspiciune, nu face să le consumați și să le degustați, mai ales în formă crudă. Nu procura ciuperci de pe marginea drumurilor, de la persoane necunoscute și din locuri neautorizate. Nu colectați ciupercile, chiar și cele comestibile, cunoscute din parcurile orășenești, scoaruri, din vecinătatea drumurilor și căilor ferate, de la gunoiști. Ciupercile acumulează substanțele toxice și devin necomestibile. La apariția primelor simptome de intoxicație, oamenii sunt îndemnați să se adreseze imediat medicului de familie, întrucât complicațiile pot avea urmări destul de grave, uneori ajungându-se chiar la deces. Cu cât mai rapid apar simptomele, cu atât intoxicația este mai gravă. În aproximativ de 2 ore de la consumul ciupercilor poate apărea greață, vomă, diaree, transpirație excesivă. După 6 ore, bolnavul poate suferi de cefalee, amețeală, agravarea stărilor de vomă. Există și unele ciuperci care devin toxice când sunt consumate în combinație cu alcool. Deși acum este timpul potrivit de a merge la cules ciuperci, oamenii spun că, din motive de siguranță, mai degrabă le cumpără din locuri autorizate. Nu știu care să le culeg, nici nu mă ocup prin pădure. Mai degrabă din comerț noi luăm de la magazin, că știm că sunt bune. Din bazar, de la oameni, lume, nu cumpărăm. Vă ne temem, da. Și la mulți. Cules? Și la cules tot nu ne ducem și ne temem câți nu ne otrăvim. Deloc. De ce? Da, și trebuie să, dacă este tot ingrediente. Vă temeți? Da. Mai din mă duc să cumpăr, dar nu mă duc să umblu prin păduri, eu nu le cunosc. Am înțeles, puiul și apă, dacă se înverzește, se otrăjitoare, dacă nu, nu. Fără și parc machine în șerbon și aunde, fasole și-l mănânc și-l fac un borș, plec și cu cartofi acolo. Anul trecut au fost înregistrate 81 de cazuri de intoxicație provocate de consumul ciupercilor, dintre care 2 au fost fatale.